elevi de clasa 12-a, studiem astăzi regimurile totalitare din Europa interbelică, fascism, nazism și comunism. Este o unitate de conținut care se integrează în unitatea de învățare viața politică în lumea contemporană. Este un eveniment despre care s-a vorbit foarte mult în lucrările secolului 20 și mai continuă și astăzi să trezească polemică de stradă, dezbateri publice, politice, de aceea este extrem de important să puteți să intrați în esența acestor regimuri pentru a fi evitate. Trebuie să înțelegem că cele două simboluri, svastica și nazistă și cea comunistă, au însemnat, de fapt, milioane de victime. Aceste concepte, ideologii, își au foarte multe trăsături comune, de aceea se cer condamnate. Vom dezvolta împreună 4 unități de competență, încadrarea termenilor specifice epocii contemporane și noi vom vorbi despre termeni precum despoția, tirania, totalitarismul, cultul personalității, ideologizarea, militarizarea, organizații paramilitare care au fost dezvoltate în cadrul acestor regimuri politice și să încercăm să le aplicăm în contexte care implică explicații, interpretări și atitudini. Compararea argumentelor din diferite surse, așa cum am evidențiat, aveți foarte multe interpretări, în secolul 20 au fost scrise foarte multe lucrări și foarte bine trăim într-un sistem democratic care ne permite să comparăm sursele și să ne expunem pe marginea lor. Transferarea abilităților de operare cu relația de cauză-efect în perceperea adecvată a situațiilor din viața reală și aprecierea impactului regimului politic asupra mentalității colective. Pe bune, aceste regimuri și-au lăsat impact pe care îl puteți observa și dumneavoastră în comunitatea în care vă desfășurați activitatea. Dacă vorbim despre regimurile totalitare din secolul 20, atunci evidențiem că ele, din păcate, s-au grupat în jurul unor lideri care au fost transformați în semizei, se dezvoltă acele principii ale despoției orientale prin care cultul personalității reprezintă ridicarea acestuia la dimensiunea de sacru. În imagine aveți cei care au gândit regimul totalitar comunist, Marx, Engels, Lenin, Stalin și l-au pus în aplicare. Doctrina fascistă prin Benito Mussolini în Italia și cea nazistă prin Hitler în Germania. Aceste dictaturi au schimbat, de fapt, esența termenului de totalitarism, pentru că intensitatea a devenit destul de negativă. Dacă facem o comparație cu originea acestui termen de tiranie, trebuie să vă amintesc că în Grecia antică tiranii veneau la conducere tocmai pentru a îmbunătăți situația populației și nu a o transforma în victime, așa cum s-a întâmplat în timpul celor 3 dictaturi interbelice. Totalitarismul se manifestă prin următoarele caracteristici. În primul rând, controlul total al statului asupra economiei, culturii și societății în general. Evidențiem că în cadrul regimului totalitar comunist, toate întreprinderile au fost naționalizate, statul este abordat ca și scop, iar în domeniul culturii, atât în perioada interbelică cât și postbelică, s-au impus ideologii, au fost arse cărțile și oamenii erau terorizați pentru faptul că citesc cărți de conținut liberal sau care le-ar fi permis să gândească în virtuțile democratice, iar în societate s-a impus servilismul, frica, de aceea este un regim, un sistem foarte periculos. Nerespectarea principiului separării puterilor în stat, așa cum am evidențiat, cultul personalității, liderul este cel care îmbracă toate formele de administrare, existența unui singur partid cu un singur lider, în cazul regimului totalitar comunist, partidul comunist, iar în Italia și Germania, partidul fascist. Nerespectarea drepturilor și libertăților cetățenești, inclusiv libertatea de opinie, întrunire, asociere și chiar libertatea
la drept, sau dreptul la proprietatea privată, libertatea de a avea proprietatea sa privată, care îi oferă o anumită siguranță individului. Existența unei politici care reprimă orice protest împotriva regimului și realizarea unei intense propagande care promovează ideologia partidului unic și o imagine înfrumusețată a realizărilor regimului și ale liderului său. Prin urmare, asistăm și la o manipulare masivă a populației. Aici, în acest poster, putem observa un poster foarte răspândit în Uniunea Sovietică de mulțumire a copiilor către Stalin pentru copilărie fericită. Deci nu părinților, nu mamei, ci lui Stalin. Desigur că trebuia să pară totul foarte frumos, copii, floricele, soare, cer senin, tocmai pentru a se insista pe ideologizarea populației. Regimurile politice totalitare în secolul 20 au fost de două tipuri. Regimuri de extremă dreapta, care sunt cele fasciste, și regimurile de extremă stânga, regimurile comuniste. Cele de extremă stânga au avut ca ideologie marxismul, pe care l-au interpretat în mod abuziv. Principala caracteristică a lor a fost desființarea proprietății private și trecerea industriei, băncilor și terenurilor agricole în proprietatea statului, organizarea colhozurilor prin munca colectivă, iar regimul de extremă dreapta își are ca ideologie naționalismul extremist, ce promovează dragostea față de propriul popor și ura față de alte naționalități, xenofobia, șovinismul, și este cel care a adus lumii cel de-al doilea război mondial și Holocaustul. Comunismul s-a promovat la nivel politic în anul 1917 în Rusia, unde partidul bolșevic condus de Lenin a organizat o lovitură de stat și au pus mâna pe putere, iar din acest an începe promovarea politicilor de consolidare a puterii sovietice. Aceste politici au prevăzut inclusiv lichidarea opoziției, lichidarea tuturor partidelor politice, organizarea listelor negre, naționalizarea și dezvoltarea unei terori fără precedent, care culminează în două decenii, în anul 1937, cu circa 1 milion de victime în anul terorii. Evidențiem că în acest an Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească era sub controlul direct al Moscovei, de aceea aceste politici au fost aplicate nemijlocit și asupra cetățenilor noștri. În anul 1922, Benito Mussolini, mânat de spiritul revanșist și revizionist al Italiei, a instituit regimul Fasci di Combattimenti la conducerea Italiei și au promovat politici extremiste, transformate ulterior în anul 1933 în politici naziste în Germania. Cele două sunt foarte apropiate ca și doctrină. Toate trei au promovat militarismul, paradele, svastica, care aveți aici în imagine, și desigur că fiecare dintre noi își pune întrebarea cum a fost posibil ca într-o lume interbelică care a scăpat de război, unde puterile aliate și asociate promovau valorile democratice în frunte cu Anglia, Franța, Statele Unite, să se ajungă la un asemenea extremism periculos care a aruncat lumea într-un nou război mondial. Ideologia național-socialistă, sau așa cum a fost ea ulterior nazistă, promova concepția un popor, un stat, un Reich și un Führer, un conducător, și își avea la bază concepția hitleristă înscrisă în anul 1923-24 în Mein Kampf. Principiile de bază ale acesteia sunt antidemocrația, anticomunismul, rasismul, naționalismul agresiv și spațiul vital pe care urma să-l obțină poporul german după ce își realiza unificarea politică. Factorii care au concurat la ascensiunea
nazismului ca ideologie sunt, în primul rând, conceptele de pan-germanism, care a fost exploatată pe deplin de către Hitler și de către partidul său în toată lumea germană, reușita revoluție din Rusia, care era considerată o premisă a unei supremații mondiale iudaice, de aici s-a născut și ideologia antisemită, promovată violent în Germania și care, din păcate, s-a răsfrânt dramatic asupra destinului celor 6 milioane de evrei. Consecințele economico-politice și sociale după primul război mondial, pentru că în Europa războiul a însemnat dezastru, distrugeri, crize sociale, dar și mutații teritoriale, de aceea m-am referit la politice, pentru că Germania spera să-și retrocedeze teritoriile, iar Italia, învingătoare, a învins și manifesta pretenția de a-și reabilita numele. Precum și condițiile rușinoase ale păcii de la Versailles, care au fost destul de înjositoare pentru Germania. Evidențiem aici și criza economică, Marea Depresiune din anul 1929, care a fost exploatată pe deplin de către Führer, cel care s-a arătat Mesia, dispus să salveze poporul german de criză. În această imagine vedem conturarea cultului personalității lui Hitler deja în anul 1929. Vreau să observați cum sunt toți foarte fericiți că îl pot saluta pe Hitler. De diferite vârste avem aici în imagine și copii și mai așa bărbați, parcă s-ar părea inteligenți și ca chip, îmbrăcăminte, și totuși ei erau cei care îl salutau cu atâta ardoare pe Hitler, autorul lucrării Mein Kampf, în care vorbea despre spațiul vital, în care vorbea despre alterarea sângelui pentru cei care sunt considerați pleavă. Din păcate, Adolf Hitler ajunge cancelarul Germaniei după criza economică din anul 1929, așa cum v-am evidențiat, exploatată pe deplin de către naziști, și astfel în anul 1930 au loc alegerile parlamentare, iar naziștii au ocupat locul 2 după socialdemocrați. Un alt factor l-a constituit alegerile prezidențiale din anul 1932, câștigate de Paul von Hindenburg, care avea 84 de ani. Hitler avea un pic mai mult de 40, de aceea pe fondul acestuia era văzut ca și cel care este capabil să administreze țara în sensul prosperității. În 32 au loc alegeri parlamentare care deja sunt câștigate de naziști, urmează acțiunea lui Hindenburg din 30 ianuarie 1933, când îl cheamă pe Hitler și îl numește cancelar. Succesele în alegeri se datorează următorilor factori. Naziștii au promis alegătorilor pâine, locuri de muncă și ordine socială. Vreau să atrageți atenția și asupra unor intenții actuale, când se manipulează oamenii cu aceste promisiuni, tocmai pentru a evita asemenea situații. Folosirea tehnicilor moderne de propagandă, propaganda a fost extrem de importantă și în sistemul comunist și în cel nazist, exploatarea plină de violență a țapilor spășitori, adică evrei și comuniștii care erau văzuți principalii vinovați a situației dramatice în care se afla Germania, structura foarte bine organizată a partidului nazist, precum și carisma lui Hitler, abilitatea sa politică și lipsa de scrupule a acestui lider care s-a putut impune asupra întregii comunități germane. Această impunere s-a făcut inclusiv prin difuzoare, radio, peliculă, discuri, toate erau exploatate la maximum, au fost desenate portrete ale lui Hitler și date prin casele oamenilor, iar tablouri precum discursul Führerului, în care se arată cum întreaga familie stă lângă radio și ascultă acest discurs, erau foarte vestite și trebuiau să contribuie la formarea așa-numitului om nou. Au fost închiriate la prețuri ridicate mașini de lux, avioane care trebuiau să promoveze imaginea lui Hitler, iar pe plan local mesajele politice erau transmise de filialele partidului la diferite întruniri sportive, concerte, târguri, unde se promova chipul liderului și se încerca să se contureze această imagine de zeitate. Naziștii și-au demonstrat stăpânirea perfectă a propagandei, în special cu ocazia organizării demonstrațiilor în masă.
în cadrul acestor demonstrații urma să se dezvolte un sentiment de apartenență, tot participanții ascultau muzică, saluturi, steaguri, cântece, imnuri, se îmbrăcau în uniforme, cuvântările unor personaje marcante, toate trebuiau ca să creeze acest sentiment de apartenență și de, eu știu, admirație pentru partid și lider. Vreau să vă evidențiez că acest lucru se întâmpla inclusiv în Uniunea Sovietică, unde era răspândită ideologia comunistă. S-a impus un control total asupra presii, cinematografiei și radioului în sistemul totalitar comunist. Este vorba despre cenzură. Toate bibliotecile au fost epurate, manualele școlare au fost rescrise, sistemul de învățământ a fost supus unui control sever, se creează organizații paramilitare de tineri hitleriști în Germania, chiar începând cu anul 1922, optombrei, pionieri și comsomoliști în Uniunea Sovietică. Specific pentru totalitarismul nazist este și cultul conducătorului, care trebuia să fie prezentat prin unicitate, putere irezistibilă, măreție. Exact acest lucru se întâmpla și în Uniunea Sovietică, unde Lenin era purtat pe insigne la pieptul fiecărui copil până la vârste înaintate, iar manualele toate aveau pe prima pagină chipul liderului. Pentru ca toate aceste lucruri să fie puse în practică, a fost instituită teroarea, tortura, asasinatele, deportările, exterminarea, lagărele de concentrare. Acestea sunt practici totalitare ale regimurilor care se cer astăzi condamnate. Prin urmare, în concluzie, evidențiem că totalitarismul este un regim politic în care puterea aparține în totalitate unei persoane sau unui grup de persoane. Spre deosebire de sistemul politic de tip monarhie absolută sau de dictatură, în regimurile totalitare, distanța între stat și societate este practic anulată, în sensul că puterea întrupată de stat prin partid pătrunde până în viața particulară a fiecărui cetățean. Ideologia totalitaristă este opusă conceptului de societate deschisă. În istoria recentă, comunismul, nazismul, fascismul sunt prezentate ca regimuri totalitare. Comunismul și fascismul, ca și extreme de stânga și de dreapta, au fost factori care au dus la stagnarea umanității. De aceea, astăzi noi trebuie să căutăm toate modalitățile pentru a le evita, a le critica și a trăi în democrație. Atât pentru astăzi, data viitoare cu un alt subiect.